Încă o zi lungă de muncă s-a terminat în sfârșit. Te urci în mașină, îți pui melodia preferată și pornești către casă. În scurt timp observi ceva ciudat în oglindă. Îți dai seama că probabil cineva te urmărește. Reduci viteza pentru ca mașina din spate să te depășească, dar aceasta nu o face. Accelerezi, dar urmăritorul accelerează și el. Înainte să devii prea agitat sau să te enervezi, asigură-te că ești într-adevăr urmărit. Cel mai ușor mod de a face asta este să ocolești o clădire făcând 3 viraje la dreapta. Dacă mașina este încă în spate, este momentul să devii suspicios. Dacă ieși pe autostradă, îndreaptă-te către o ieșire și chiar înainte de aceasta, întoarce-te pe autostradă. Dacă și mașina din spate face asta, probabil că te urmărește. Dacă ești în oraș, du-te la o spălătorie automată, asta îți va da câteva minute să te calmezi și să te pregătești. Dacă mașina suspectă este încă în preajmă, chiar ai motive de îngrijorare. Acum că știi că ești urmărit, nu trebuie să intri în panică. Pare un clișeu, dar este foarte important atunci când conduci. Dacă ai nevoie de câteva minute să te calmezi, condu încet și ține minte unde ești. Încearcă să găsești un loc sigur unde ai putea merge. O cafenea, o benzinărie sau o secție de poliție ar fi locurile cele mai bune. În niciun caz nu trebuie să mergi acasă, la locul de muncă sau la casa vreunei rude. Sunt șanse ca urmăritorul să fie cineva care nu știe cine ești. Deci să-l conduci la vreunul dintre locurile unde mergi frecvent ți-ar aduce și mai multe probleme. Nu te lăsa încolțit, evită drumurile care se înfundă sau parcările. Orice drum care nu are o ieșire poate fi periculos într-o astfel de situație. Încearcă să stai pe străzi pe care le știi pentru ca un astfel de drum fără ieșire să nu te ia prin surprindere. Dacă oprești la un stop sau la un semafor, lasă o distanță mai mare până la mașina din față pentru a putea să pleci în caz de nevoie. Stai în mașină și continuă să conduci, dar nu uita să încui ușile și să închizi toate geamurile. În doar câteva secunde, cineva poate să intre într-o mașină descuiată atunci când oprește la stop, de exemplu. Dacă mașina din spate te lovește atunci când oprești, nu ieși din mașina ta. Dacă ești urmărit de acea mașină, probabil că scopul celui care o conduce este să te facă să cobori. Dacă se apropie de mașina ta, folosește spațiul pe care l-ai lăsat și pleacă. Mergi pe drumuri cu trafic intens, este mult mai greu ca cineva să te urmărească atunci când sunt multe mașini pe drumul respectiv. În plus, sunt șanse ca urmăritorul să te piardă la un semafor sau la un stop. Mulți infractori se sperie de zonele aglomerate pentru că șansele ca ei să fie prinși sunt mult mai mari în astfel de zone. Încearcă să ignori urmăritorul, nu te uita constant în oglinzi sau peste umăr și nu încerca să vorbești la telefon. Dacă acesta voia doar să te sperie, s-ar putea să renunțe văzând că nu are succes. Dacă își dă seama că l-ai observat, ar putea mări distanța de la care te urmărește, deci îți va fi mai greu să observi detalii pe care să le oferi poliției. Trebuie să observi și să memorezi cât mai multe detalii despre urmăritor, cum ar fi marca și modelul mașinii, culoarea și numărul de înmatriculare. Încearcă să memorezi aceste informații vitale fără a te holba la mașina care te urmărește. Dacă ești sigur că ești urmărit, sună poliția, iar dacă ai un pasager în mașină, pune-l pe acesta să sune. Dacă ești singur, folosește sistemul hands-free sau comenzile vocale. Dacă nu ai aceste opțiuni, folosește trucul cu spălătoria auto de mai devreme. Poți suna la poliție în timp ce ești acolo. Important este să nu folosești telefonul în timp ce conduci. Odată ce ai legătura cu poliția, aceștia vor încerca să afle unde ești și probabil că te vor ruga să mergi ceva mai încet pentru a ușura procesul. Încearcă să rămâi pe o singură stradă, deoarece polițiștilor le va fi mai ușor să te găsească. Acum este momentul în care spiritul tău de observație devine util. Oferă poliției toate informațiile despre mașina care te urmărește. Când nu poți suna pe nimeni, găsește cea mai apropiată secție de poliție și mergi acolo. Urmăritorul probabil că nu va veni după tine acolo, dar în caz că o va face și oprește și el în zonă, rămâi în mașină până când vezi un polițist ieșind. Acesta te va escorta înăuntru. Poți face asta și la un spital sau chiar la pompieri.
astfel de locuri au de obicei o securitate bună și ar speria probabil urmăritorul. Ultima ta opțiune este un magazin populat sau o benzinărie. Odată ce oprești acolo, poți suna la poliție sau îi poți ruga pe angajații de acolo să o facă. Angajații vor ști adresa la care să îndrume poliția. În cel mai rău caz, urmăritorul ar putea să te atace înainte ca tu să ajungi într-un loc sigur. Dacă se apropie prea mult de tine, accelerează și apoi pune frână brusc. Astfel, mașina care te urmărește va fi avariată probabil mult mai grav decât a ta. Chiar dacă mașina urmăritorului nu va rămâne imobilizată, acesta ar putea să fie șocat de faptul că ai făcut asta și să renunțe la urmărire. Apoi poți merge la cea mai apropiată secție de poliție sau poți suna la poliție pentru a le spune ce s-a întâmplat. Nu încerca asta dacă sunt la o distanță mai mare pentru că mașina ta va fi lovită mai puternic. Dacă nu poți face asta, mergi pe un drum cât mai circulat pentru că astfel este posibil ca cel care te urmărește să facă o greșeală și să lovească o altă mașină, ceea ce ar atrage atenția poliției. După ce ai scăpat de urmăritor, să nu crezi că ești complet în siguranță și că poți merge acasă. Chiar dacă crezi că ai scăpat de el, este mai bine să faci câteva ture prin cartier pentru a te asigura că acesta nu s-a întors. Este recomandat să suni și la poliție chiar dacă ai reușit să scapi de mașina care te urmărea, pentru că nu se știe dacă urmăritorul se va întoarce. Dacă te urmărește o mașină în timp ce mergi pe jos, du-te într-o zonă cât mai populată și sună după ajutor. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!